vorbește mă frumos, bă, terminatule. Aolo, scuze. Ce zic lui la fal, că m-ai jurat. I-am pe cea mai scumpă. În acest videoclip l-am trollat pe copilul toxic Darius el 2012 cu Voice Changer și m-am dat drept un fan de-a lui, iar acesta l-a pus pe presupusul fan să-mi fure cardul și să-i cumpere lui cea mai scumpă ofertă de pe shop. A fost foarte amuzant, mai multe nu vă zic, o las pe voi să vedeți. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută. Mamă, dar Resele, deci fii atent, astăzi am o nouă provocare pentru tine, deci fii atent, care, Resele. Care? Păi vrei să zic, fii atent. Am un fan înrăit de al tău, a venit tocmai la mine pentru că este în apropiere de mine, are și el vreo 7 anișori, 7-9 ani, ceva de genul, nu știu. E fanul meu? Da, așa a zis că e fanul tău și îl cheamă tot la fel, Darius îl cheamă. Darius, de ce le Darius? O să te las cu el, eu o să plec la magazin, o să te las cu el să te joci și după aceea fii atent. Ce vedeți voi ce faci, da, să nu fii toxic cu el, ok? Bă, dacă tu te duci la magazin, să-mi cumperi și mie o pungă de chipsuri. O singură rugăminte am la tine, să nu fii toxic cu el, ok? Da, nu, să fiu. Te las cu el acum, el e aici lângă mine, hai că eu să plec și o să las pe el. M-auzi? Da, te aud. Ești Darius el? Da, de ce? 2012? Uh-huh. Mă, de cât timp mi-a... Doamne, eu îmi doresc foarte mult timp că te urmăresc de la primul videoclip cu el. De fapt, eu te știu dinainte de primul videoclip, te știu, eu am fost când ai născut tu, eu te-am văzut acolo. Eu sunt cel mai mare fan al tău, te știu din prima zi de când ai născut. Vreau să mă joc cu tine, poți să mă joc cu tine acum? Da, poți. Sper că, nu știu, ne jucăm așa pe gratis? Nu? Păi ce vrei să facem? Jucăm pe Stumble Pass, dacă te bat, nu pentru Stumble Pass. Păi dar cum, că nu poți să-i furi Rafael de aici, să-ți dea bani? Vrei să-i furi banii dacă pierd? Da, dar e numai 3 lei, 4 lei. Bă, păi da, și dacă se supără pe mine? Poate vine imediat, dar hai să intrăm repede, mergi, că s-ar putea să vine imediat și mie, că mă, ne distruge și pa, gata, aia e. Deci dă-mi bloc, deci... Da, bloc, deci boci, deci okay. Tu ești toxic mereu? Uh-huh. Mereu? Păi dar acum nu ești toxic cu mine, înseamnă că eu sunt o persoană mai specială, că mă cheamă la fel, Darius el. Eu sunt Darius el. Dar știi care Darius el sunt eu? Care? Darius el 2015. Mamă. Eu sunt mai mic decât tine. Vrei să te învăț să fii toxic de mic? Să fii și eu toxic ca tine? Da, nabule. Și după să apar și eu în episoade? Da. Cum? Bă, mă ascult din joc, bă, are calculator prost rău băiatul ăsta, Rafael ăsta. Ce mai prost calculator? Pe tine te-a scos? Sau e de la el? Înseamnă că are calculator prost, bă. Da, am eu mai bun decât ta lui. Eu am dat 10 lei și merge mai bine ca lui. Păi și el dacă nu are calculator, bă, mă, păi cred că se supără pe mine dacă cumpăr oferta aia pentru tine dacă pierd. Eu sper să nu pierd. Nabule. Ia ce? Aștept, mă, să fii nab, că tu ești cel mai nab de aici. Ești nab la fi toxic. Eu sunt nab la fi toxic. Bă, dar ce mă faci pe mine, nab, bă, nabule? Bă, tu ești nab, bă, ești nab. Pasul 1 este să nu fii nab. Ești nab sau nu? Ce? Eu sunt bun, sunt cel mai pro player. Sunt mai bun decât tine, nabule. Ok, ia de banana. Știi ce să dai? Uite. Ok, pasul 1, da, deci nu ești nab. Pasul 2, așa, pasul 2. Pasul 2, mă, pui dun, că? Nu! Nu știu glume. Da, da, ok. Dar la tine le știu. Ăsta era pasul 2. Pasul 3. Trebuie să nu te cheamă Rafael. Că nu te cheamă Rafael. Păi dar nu, eu nu e contul meu, e al lui. Nu, în viața reală nu trebuie să te cheme. Nu te cheamă, dar dacă nu era Rafael, tu nu-i așa? Da. Păi și pe episod de ce ai zis altfel? Ce, adică ziceam altfel? Păi ai zis că dacă nu erai tu, nu era el. Ar veni. Da. Bă, că dar se chiar... Bă, nabule, bă, ai avut noroc acolo, că nu-i corect, acum eu nu știam aia. Dar de când s-a băgat astea noi? Acum că te-am învățat să fii nab, acum... Păi tu ești nab, bă, nu! M-ai învățat să fii nab, păi tu ești nab. Acum că te-am învățat să fii toxic, acum eu să fiu toxic cu tine. Bă, nu fii toxic cu mine, că nu-ți mai... Ești foarte nab, bă, nabule, hai, ce nab ești, de-abia știi să joci. Bă, vorbește-mă frumos, bă, terminatule, aolo, scuze. Am zis să fii toxic, nu ne simțit. Păi, toxic sunt. Mamă, te șpiate, bă! Bă-te, nabule, cu umor! Ce nab ești? Nu e corect, nu e corect. Nu se pune asta, mai dăm până la 5, da? Până la 5, că nu e corect. Mai dăm 2 runde măcar, te rog. Ok, nabule. Fii atent că o să te bate acum astea 2 runde, deci ești foarte slab, Darius el. Bă, ce creștini, bă,
Ce că și mă tună bule, bă, tu și la fel sunteți amândoi nabă. Normal că... Bă, nu e corect. Normal că vă cunoașteți. Normal că vă cunoașteți. Cum adică normal că nu cunoaștem, bă, tu ești mai nabă că toată lumea. Aveți același sânge, bă. Același sânge, același skin. Păi nu suntem rude, doar nu suntem rude, ne cunoaștem în realitate, bă, țărane. Ce mă faci pe mine, țăran? Eu nu sunt țăran, eu sunt țigan. Ești cea mai toxic. Tu probabil ai ochelari în viața, dar ce vrem mâna băldurii aici? Bă, fii atent la râsele, că tu... Uite ce mă fac eu! Tu nu ești toxic deloc, ești cel mai prost toxic. Nu știu cum te-a ales, Rafael. A, eu? Nu știu cum te-a ales, Rafael, că ești cel mai prost toxic. Bune, ce noroc ai avut, ha-ha. Cel mai prost toxic, tu nu știu cum te-a ales, Rafael ăsta. Eu? Bă, ia vreodată un coace, ia vreodată un coace. Nu, ce norocos ești! Ai roșiru, frate, bă, bă, măcar tu ai noroc! Bata. Rafael e noroc, n-are la ce nabui! Ha, ha, ce nabi ești tu și Rafael! Aha, Rafael! Aha. Uite, bine. Uite că mor și tu, mor și tu! Bine, nu! Bine! Mă, alo, dar usele, deci fii atent că data asta te bat, mă, gata, hai mă, că acum te bat, ce mă, facem acum. Ce, alo, ce mă bat, ce te bat, hai, fii atent că te bat, mamă, te bat. Ce mai făcut 3 runde, mă, cum adică? Mă, te-am bătut 3 runde, hai, cumpăr o stumble pe su. Păi de ce să-ți cumpăr, n-am zis că face mai runde, mai multe, nu? Păi interesează, face mai multe, de ce nu? Nu, n-ai zis mai 3, hai, de stumble pe su, Paolo. Păi da, dar trebuie să dată pe ăsta de la Rafael, dau ăsta. Bă, nu vreau să-l dau nimic, bă, pleacă de aici că eu ies, pam, ieșit, pa, ies acum, ies. Dacă nu mi-l dai, te zic lui Rafael că m-ai înjurat. Nu e atemărat. Bă, vorbiți la frumos, dar să vedeți, eu nu-ți dau nimic, da? Pa, am încheiat tot, am ieșit, pa. Hai că am ieșit. Mă, stați că cred că tot mă aud cu clownfish-ul, dar cu vocea asta, asta să văd. Deci acum cred că mă aud bine cu vocea mai normală, hai că am ieșit, dar uite să intru din nou acum, să nu iasă el de pe apel, asta e toată treaba, că na, cine știe. Gata, acum revine băiatul. Așa mă, dar răsele, mă auzi acum? Da, hai, ia, hai, te-am păcălit, dar nu-ți dau niciun pes, cum să-l, de ce vrei să-l dau pesul? Bă, scămilei, de zi la fal, gata. Dar tu ai fost toxic cu mine, eu, de ce să-l dau dacă tu ești toxic? Nu mai fi, de ce ești toxic? De ce ai fost toxic? N-am fost toxic, ce minți? Cum n-ai fost? Bă, am glumit. Ce glumi, mă? Am fost toxic ca să te învăț. E, ca să mă înveți, bă, grânjel de-astea doar te-ar pleacă, mă, tu vrei da, acum să-ți dau? Da, mai dă stumble pe soată, hai! Mă, că trebuie să-ți dau acum, îți dau stumble pe soată, că prea mori așa tu repede, stumble pe soată, uite, am mai pe soată. Gata, deci cum te chema, stumble, gada? Și ce ți-au, aia de 3 lei, dacă ești răcuț. Nu, aia de 29 de lei, aia de 29. Păi nu-i niciuna, deci nu-ți mai am nimic, pa, nu-i niciuna de 29 de lei, pa, nu-ți mai am nimic. Ia-mă pe cea mai scumpă, cea mai scumpă, nu-ți am nimic, ori cea mai ieftină, ori nimic, a, gata. Bine, cea mai ieftină. Easy, Napoleta, easy. Gata, mă, dărușele, ți-a intrat, gata, ți-a intrat oferta, gata, ești fericit acum, ți-am luat oferta, ce mai vrei mai mult de atât? Nu ești mulțumit nici acum? Da, da, îți place? Da. Sunam, da. Păi de ce sună? Păi atunci de ce ți-ai luat oferta, dărușele? Ești nap. Da? Păi vrei, da. Vrei să-ți zic ceva? Ce, Napoleta? Vrei să-ți zic ceva? Ia fii atent tu acum ce, vrei, ce o să fac eu ție, da? Bine. Da. Acum am auzit, dărușele, ia să vorbim noi altfel, mă auzi acum? Mamă, Rafael, ce faci? Ce să fac, dar Rafael, tocmai ce te-am prancuit într-un fel, adică eu am fost tot în acest timp, mi-am pus un d-ăsta de schimbare a vocii ca să nu-ți dai seama că sunt eu, pentru că dacă făceam doar vocea mea așa cum făceam, știi ce zic? Dacă o făceam doar așa cum am făcut în episodul celălalt în care te-am prancuit pe tine și pe Castru, la fel. Azi am vrut să zic, bă, să dai cu un copil, să vedem cum reacționezi la ești toate astea și o să-ți cumpăr ăsta. Da, dar Rafael, nu știu, adică într-un fel a fost amuzant pentru că m-ai învățat, adică l-ai învățat pe Daruselul, copilul l-a învățat aici, să fii toxic, să fii azi, le-ai zis toate alea, dar nu știu ce să zic, Daruselul, nu știu ce să zic. Dar totuși nici eu mulțumesc așa, Daruselul, că ți-am luat pentru a doua oară oferta, nimic, habar n-am, nu știu. Ești n-am zis mulțumesc. E, bine, hai să zicem că mi-ai zis mulțumesc, nu știu ce să zic mai mult de atât, dar Daruselul, nu știu câte like-uri vrei să-ți facă la acest episod dacă vrei să dăm și la persoane, nu numai ție. Milion de like-uri! Sau vrei să-ți dăm doar ție? Numai mie! Nu mai ție, mamă, 1 milion de like-uri! Păi bine, trebuie să facem 1 milion de like-uri, nu o să facem în viața veselă și nu o să-ți mai dau niciodată. Gata, numai atât, ai zis 1 milion de like-uri, gata, nu o să mai dau niciodată oferte, am scăpat, pa. Deci cam atât a fost cu acest episod, ai să faci și noi acolo peste 200 de like-uri, ar fi super tare dacă mai vreți episodul de genul cu Stumble Guy și cu Darusel și...
Na, bă, dar n-am ce să-i mai zic, ăsta m-am pus pe difan acum, bun. Deci, da, nu uitați să vă abonați acolo, dați acolo cât mai multe like-uri, să facem și noi 200 la acest videoclip super tare și scrieți acolo în comentarii dacă mai vreți să episoade cu Darius și ce prin curs mai facem, dacă îi mai facem prin curs sau nu. Pa, pa!